de 13 cu ghinion în localitatea bistrițiană Prundu Bârgăului. Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul spune că pietonul i-a apărut brusc în față și nu a mai apucat să îl evite. Totul s-a petrecut la nici jumătate de oră după ce un om al străzii și-a dat foc. Bărbatul a fost transportat la spital, dar medicii nu-i dau prea multe șanse să își revină. Bărbatul a ajuns pe străzi în urmă cu mai mulți ani de zile, căzuse în patima alcoolului și a fost abandonat de familie. Locuia de ceva vreme pe terasa abandonată a unui hotel din Prundu Bârgăului, unde a și fost găsit de localnici cuprins de flăcări. Oamenii au reușit să stingă flăcările cu ajutorul unei pături și după ce au aruncat pe el o găleată de apă. După ce au stins flăcările, tot ei au fost cei care au chemat ajutoare. Nu știu cum a dat foc, am văzut doar flăcări, nu mai știu ce, de când am văzut că era el. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Bistrița, însă medicii nu îi dau șanse mari de supraviețuire. Pacientul era inconștient, era ars 80% suprafață corporală. A fost intubat, s-au acordat îngrijirile la fața locului. Prognosticul acestui pacient este rezervat. Bărbatul a rămas pe străzi după ce a fost nevoit să vândă casa părintească, singura avere pe care o mai avea, împreună cu sora sa. Din cauza alcoolului, bărbatul nu avea un loc de muncă, iar soția, de care se despărțise în urmă cu mai mulți ani, și fiul său nu mai vroiau să știe de el. Măcinat de sărăcie și de singurătate, bărbatul a amenințat de mai multe ori că își va pune capăt zilelor. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili dacă omul a încercat să se sinucidă sau a fost un accident. La scurt timp, o altă tragedie a zguduit liniștea localității Prundu Bârgăului. Un localnic a fost pulberat de o mașină pe trecerea de pieton și a fost prins sub vehicul. Un bărbat în vârstă de 52 de ani din localitate, în timp ce conducea un autoturism, a surprins și accidentat un bărbat de 61 de ani, care era angajat în traversarea regulamentară a străzii. Șoferul vinovat, un consătean, le-a spus polițiștilor că bărbatul i-a apărut brusc în față de după un microbuz și nu a mai avut timp să reacționeze. M-am i-a apărut în față. Numai l-am văzut că mă apare și am pus frână, dar degeaba. Pentru că a văzut pietonul în ultima clipă, șoferul nu a mai apucat să frâneze și nici nu a reușit să evite impactul și l-a luat în plin pe capotă. L-am pălit și mi-au venit că am și pus frână, dar degeaba am pus o frână, că nu pot să... În urma impactului violent, omul a rămas prins sub mașină și a fost nevoie de intervenția echipajului de la descarcerare pentru a-l elibera. Din păcate, leziunile i-au fost fatale bărbatului. Medicii s-au luptat 10 de minute să îi salveze viața, însă eforturile lor au fost în zadar. Pacient de sex masculin, 61 de ani, luat un stop cardiorespirator. S-au efectuat manevrele de resuscitare, timp de 50 de minute. Polițiștii spun că șoferul vinovat nu consumase alcool înainte de a se urca la volan și va fi cercetat pentru ucidere din culpă. Conducătorul auto a fost testat alcool scopic, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate de către polițiștii rutieri.